comunitate avem probleme, cel puțin astăzi. Cu toții avem RCA-ul mare. Cam mare, așa, ca la analiză, știi? RCA-ul trebuie să ne micșorăm un piculeț. Eu sunt cumva și, spun sincer, Mihaela, mă bucur că sunt cumva în afara acestei discuții din punctul de vedere al implicării directe. Pentru că eu, neavând mașină, asist așa de undeva din alt sat, la, dar în același timp, probleme sunt foarte importante și o să le discutăm, pentru că nu e vorba. Asta cu sănătatea atunci. Da. Te privește, n-ai nicio problemă, analizele ți-au ieșit perfect. Da, perfect. La noi, eu știu, le-am făcut, dar au ieșit perfect. Oarece mijloace de transport care poluează, da, și pe care ar trebui să le lăsăm deoparte, dar asta e viața, nu se poate, da, nu putem să ne întoarcem cumva în timp, ne cam afectează. Iar transportatorii înțeleg că nu se simt bine deloc, au ajuns cumva într-o fază terminală, nu știu, ceva groaznic se întâmplă. Astăzi s-au purtat negocieri între transportatori și guvern și înțeleg că s-a căzut la pace cumva. Îl avem alături de noi pe domnul Ion Alexandru, vicepreședintele Uniunii Naționale a Transportatorilor Rutieri. Bună ziua, bine ați venit! Bună ziua, bine ați venit! Bună ziua, fac o corecție, am fost până în 2013... vicepreședinte la UNTRR, acum sunt vicepreședinte la RILOG, Asociația de Logistică și Transport, sunt membru Romanian Business Leader și membru în Coaliția pentru România pe task-ul de transport. Am notat aici să... Adică cu RCA țin la minte. Plus. Da, cu RCA să... la plus, ați trecut în partea ailaltă, nu? Și ca să-i spun un Răzvan, să nu se teamă că o să apară după aceste negocieri și RCA pe biciclete și RCA pe purtătorii deci de rucsac. Deci nu-mi spuneți că deja mă ia cu... De rucsac, da. Nu fac parte din fericire nici din această categorie, dacă încălțămintea va fi și a trecut. Dacă însă încălțămintea va fi și a trecut în acest registru, atunci da, o să-mi fac probleme. Și pe animale, pentru că și ele pot să zgârie parbriza la mașină, poate să rupe ceva și atunci trebuie să ai o decontare. Trebuie corect, deci te prinde de deci oricum. Undeva tot te prinde. Eu vreau unul dintre punctele pe care să le abordăm în emisiunea în comunitate să fie la modul general. Am observat și vă spuneam înainte de emisiune, dar vreau să discutăm și în direct pentru ascultători. Când am plecat în concediu, m-am dus la administrator și i-am spus în felul următor: eu voi lipsi din apartament o lună și o să vă rog să mă scoateți de la întreținere. Nefiind un contract cu asociația de locatari pe un an de zile sau pe... mai mult, asta s-a și întâmplat. Au fost zero persoane la întreținere, cum mi se pare și normal. Când am vrut să fac același lucru cu compania de televiziune prin cablu, am gândit, zic, domnule, dacă e sistemul... Păi am spus, sorry, ne pare rău, dumneata ai făcut cu noi un contract pe un an de zile și să fii sănătos, poți să pleci în Guatemala. Eu am zis, da, dar la mine tot o să fie mort, nu consum, nu, ai făcut un contract. Drept care vreau să vă întreb și asta, n-ar fi mai bine, mai normal să existe un sistem generalizat în momentul în care tu nu termini, ci doar blochezi pentru o perioadă din motive personale un contract cu un prestator de serviciu sau să-l înghețe perioada de timp. Pentru că dacă e un sistem generalizat, lucrurile cred eu că funcționează mai bine și o să vă rog să discutăm și despre asta. Sigur că da, ceea ce n-ați reținut atunci când administratorul de bloc v-a suspendat este că femeia de serviciu v-a făcut curățenie în fața apartamentului, președintele de bloc și-a primit salariu, înseamnă că v-au sponsorizat. Ca nu, că... n-au fost 0 lei, dar n-au fost 0 lei. Dar s-au diminuat pentru că nu au existat acele 3 persoane în locuință, la fel cum mă gândesc eu tot logic sau pe aceeași filieră logică, atunci când o mașină staționează, nu o miști dintr-un motiv, ea nu e în circulație. Deci să fie nu are... așa ca la rovinietă, am nu? Am înțeles, da. Ești din oraș, plătești da. Tati. Nu, de fapt, este un paușal. Ceea ce vezi dumneavoastră este exact. Un paușal pe întreținere, dar noroc a fost vara, ați plecat în vacanță vara, nu iarna la schi și atunci avea nevoie de căldură ca să sufere vecinii. Partea asta de RCA nu este la noi bine înțeleasă, pentru că această comunitate de RCA a preferat întotdeauna să meargă pe vechile obișnuințe. În partea de vest a Europei, nu în partea civilizată, eu consider că suntem un popor civilizat cu foarte mult umor și relaxați și mai ales, așa cum spunea președintele Franței, avem aceeași cultură. Nu l-avem pe Voltaire, dar l-avem pe Eminescu, deci da. Avem ceva. Și cu nimic mai prejos decât ceilalți. Și cu nimic, da, avem această asociere. Pe altă parte avem și expresia aia, lasă-mă că merge și așa. Lasă-mă că merge, avem și melodie. Da. Mergând de aici, trebuie să înțelegem că atunci când tu te asiguri de un risc către terț, e vorba de terț, oricare ar fi el, pisică, mașină, avion și toate celelalte, trebuie să ai acești bani. Ori niciun muritor de rând din România
nu are capacitatea imediată, vorbesc imediată, chiar și oamenii cu foarte mulți bani au și foarte multe datorii, să deconteze 6 milioane de euro atât că reprezintă o poliție de asigurare. Indiferent că ai un scooter, indiferent că ai un camion de mare tonaj. Lucrurile astea trebuie bine înțelese. Și atunci, orice asigurator își ia în calcul un risc viitor pe care îl poate produce. Indiferent că tu ai o mașină pe care o numuți din fața blocului și vedem o grămadă rămase, sau unul care face 100.000 de kilometri prin zone foarte scumpe. Nu discutăm că ești la Ciorăgâr, la Împăpuriș. Nu te vede nimeni, ai rupt balustrade, te-ai întors, ai reparat mașina, ai dat două ciocane și ai reparat. Discutăm în Anglia, unde chiar dacă nu te vede nimeni, pe urmă vine după tine și te ia cu totul. Discutăm un piculeț mai târziu, pentru că l-avem la telefon pe domnul Augustin Hagiu, președintele Federației Operatorilor Români din Transport. Bună ziua! Bună ziua! Pe unde vă aflați? Sunt în Parlament. Așa, și ce s-a întâmplat acolo? Din ședința în care a fost audiată conducerea autorității de supraveghere financiară, n-am aflat nimic nou, ASF-ul nu are nici gură mirositoare, nu s-a împuțit nimic pe acolo, totul e perfect, și-au făcut treaba, s-a ajuns în situația asta din motive care țin de, nu știu, chestiuni SF, științifico-fantastice. Probabil extraterestri știu ce s-a întâmplat. Păi da, ei au chiar azi în denumire, nu SF-ul respectiv, se numesc ASF. Tocmai de asta am spus. Probabil da. în fișa postului așa scrie, da. Dar vom regăsi ceea ce ni se întâmplă acum. Da, lămuriți-ne puțin. Deci domnul Dacian Cioloș a ieșit astăzi și a spus că lucrurile s-au reglat cumva. Că se îngheață RCA-ul ăsta pe vreo 6 luni și că în timpul ăsta se lucrează. Nu știu ce a spus domnul Cioloș. Eu am fost prins de dimineață de la întâlnire cu guvernul și până acum în Parlament nu am avut niciun moment de respiro, nu m-am uitat la televizor, nu cunosc declarațiile, tot ceea ce vă pot spune este că portul nu a renunțat și nu renunță la proteste până când nu vede formă a ordonanței să se regleze, să se fixeze tarifele la un nivel corespunzător și competitiv în raport cu tarifele europene. Vă auzim puțin cu întrerupere. Vă auzim puțin cu întrerupere. Executivul a promis prin vocea domnului Cioloș că va îngheța tarifele 6 luni și că va introduce prețul de referință la asigurarea obligatorie, așa cum au cerut transportatorii, așa cum ați cerut, și că legea urmează să fie modificată prin ordonanță de urgență. Acum spuneți că nu plecați de acolo până când nu vedeți hârtia ieșită, sau cum? Vrem să vedem ordonanța de urgență pentru a stabili împreună cu colegii din țară ce facem mâine. Pentru că eu nu pot să iau decizii în pool de aici, de la centru al portului, nu poate să ia decizie până nu vede un document asumat de guvern în conformitate cu ceea ce s-a discutat de dimineață. Adică pe blana ursului din pădure, noi nu să ne mai dăm pielea, cu alte cuvinte. Dar v-ați adus și corturi, v-ați adus de mâncărică, băuturică acolo, că mă gândesc că poate mai aveți de stat. Să știți că avem colegi care nu mai mănâncă de ceva timp și nu exagerez, tocmai din cauza faptului că se gândesc în fiecare zi cum naiba să facă să plătească la un autocar, microbus sau camion RCA-ul și să poată să-i mai dea drumul la treabă. Ați spus puțin mai devreme că am reținut până se ajunge la un acord cu un tarif corespunzător. O să vă rog puțin să definim exact, poate și cu niște cifre. Ce ar însemna un tarif corespunzător? Păi din punctul meu de vedere, pentru un camion, spre exemplu, de peste 18 tone care n-a provocat daune și este pe malus, a trebuit să fim la un tarif de 800, 900, 1000 de euro, adică până în 5000 de ron. Dar acum cum suntem? Un tarif decent pe un an de zile vorbim. Și acum dar cum stau lucrurile? Dar acum avem și tarife de 30.000 de ron, în condițiile în care ai bonus. Și de 5.000 de ron în condițiile în care ai malus, pentru că sistemul bonus-malus este haotic aplicat, sub supravegherea, în ghilimele, atentă a ASF-ului, și la asta s-a ajuns ca și situație. Bonusul să fie descurajat și penalizat, iar malusul să fie încurajat și bonificat. Este o nebunie. Augustin, Alexandru, sunt întrerup un pic. Cred că ești desinformat. Eu am 44.000 de lei pe un autotractor peste 18. Te rog să nu dai exemplu tău. De ce, e prea mare sau prea mic? Nu. Exemplul tău este corect, tariful, dar este probabil 3% din cei care beneficiază de așa ceva. Deci exemplul tău nu este elocvent. Joaca de-a tarifele
este cu totul și cu totul alta. Da, înțeleg că vreți și capul lui Moțoc. Înțeleg că cereți demiterea șefului ASF. Da, am cerut. Ori și la fel au făcut și parlamentarii din comisie. Are variante. Ori își dă demisia, ori va fi demis. Dar ceva trebuie să se întâmple și nu e vorba doar de domnul Mișunu, ci de întregul Consiliu ASF, de întreaga conducere. Vreau să vă întreb un lucru. Eu mă uit foarte des la documentarele acelea cu dezastrele aeriene. Și fiecare dintre acele accidente este suma unor factori. Nu se întâmplă pur și simplu. Există un lanț de evenimente care duce la acel moment cutremurător. Presupun că și aici s-a întâmplat la fel. Adică e o situație care nu a apărut dintr-o dată, de azi de ieri, ci au existat niște pași de-a lungul timpului care au dus către ziua în care suntem și vorbim acum. Și vreau să mă întreb și pe dumneavoastră și pe invitatul nostru din studio, dacă pe parcursul acestor pași, care iată buni n-au fost, că de aceea avem conflict, cineva a văzut că se va ajunge în situația în care suntem acum? Vă rog să repetați ultima parte a întrebării, pentru că mi este foarte... Da, asta vreau să vă întreb și pe dumneavoastră și pe invitatul nostru din studio, dacă pe parcursul acestor întâmplări care concură către momentul acesta, ați observat, ați sesizat, v-ați dat seama că se va ajunge la un moment dat aici? Da. Încă din luna martie, aprilie anului 2000... Am pierdut și pe domnul Hagiu, ne auzim... Încercăm să refacem legătura... Și încercăm să le facem legătura ca să se audă bine, să nu pierdem ce spuneți, timp în care firește întrebarea către dumneavoastră, domnul Alexandru. Împreună cu Augustin și cu alții colegi din conducerea altor patronate, am participat din 2015, din martie-aprilie, la aceste întâlniri ale ASF-ului. Ele au fost doar unele amicale, cu toate că au fost prezentate argumente, s-au și făcut niște înțelegeri împreună cu conducerea ASF, numai că aceștia, în limbajul nostru, au călcat apa ca lucrurile să treacă până a venit vara. Lucrurile care s-au încins acum în 2016, din păcate, ne aflăm într-o perioadă în care parlamentarii au intrat în campanie politică, pentru că mai au 3 luni de zile, și folosesc și n-aș dori ca să folosească motivul RCA pentru a ieși în evidență, pentru că ei în comisie puteau să înceapă de anul trecut, de când au fost audieri în comisie, în care a participat și doamna Vas și chiar și Sorin Bota, și știau foarte bine piața. Mai mult decât atât, de să prevină în loc să vindece. Exact. Mai mult decât atât, era timp ca să ceară ASF-ului rapoarte corecte, ceea ce colegii au susținut și au solicitat acolo de anul trecut, cum se formează prețul, care este rata de downalitate, de ce este malus 8, de ce este bonus atât, cum, pe ce segmente ne bazăm, de ce nu sunt informații proprietarii de camioane, ce fac șoferilor acolo și doar li se spune că au o primă foarte mare, n-au predictibilitate. Ce s-a întâmplat cu falimentele? Mai există acoperire în rezerva constituită obligatoriu de asigurator? De ce s-a ajuns ca 4 companii să domine 80% din piața de RCA, care este obligatorie? Adică aici aș fi mers, oare nu s-au constituit ele într-un grup prin care să stabilească un preț incorrect în piață? Aici Oficiul Concurenței, probabil, care a fost la discuții și care se pare că lucrează, va trebui să prezinte o soluție, pentru că lucrurile nu sunt în regulă. Să nu uităm că în acest moment comisia, conducerea ASF din 2013, numită de Parlament într-o asociere PDSR-PNL, parte din ei nu mai sunt pe acolo, pentru că au fost arestați. Lucrurile trebuie foarte bine analizate, pentru că discutăm de tot ce mișcă pe auto și bunicul și nepotul va trebui să plătească. Deci înțeleg că ați tot strigat de-a lungul vremii, domnule Hagiu. Sperăm că acum avem o legătură mai bună. Vă ascultăm? Da, și nu e nevoie să se strigă în asta. Da. Păi, ce să vă spun? Așteptăm ordonanța de urgență să vedem cum a ieșit din Senat. Comunicăm cu țara, pentru că oamenii sunt pregătiți pentru mâine în București și 20 de orașe din țară pentru proteste. Sunt colegii noștri, au muncit pentru organizare, nu putem să nu le comunicăm și să luăm decizia împreună. Dacă ordonanța de urgență acolo ce ne interesează pe termen scurt în rezolvarea problemei tarifului, vom lua o decizie. Eu nu vă pot comunica acum nimic. După ora 5 veți primi un comunicat de presă comun al patronatelor.
Da, deci în seara asta o să aflăm dacă avem piața Victoriei plină de mașini sau nu. Iar cetățenii sper să înțeleagă situația. Să ne susțină și să înțeleagă situația, pentru că tot ce este bun acum și în perioada următoare se raportează și persoanelor fizice. Vă mulțumim foarte mult și vă dorim succes. Mult. Mulțumesc și eu. Da. Previzibilă această situație. De fapt, cred că e important de subliniat un pic. Am ajuns, iată, astăzi la aceste discuții în urma unor situații cumva previzibile. S-a întâmplat cu lumea, de fapt, s-a așteptat, cei care se pricep, s-a așteptat să se întâmple. N-a fost, de fapt, nicio surpriză nicăieri, nu? Putem spune chiar că este premeditată de cei care se află acolo. Eu am fost diplomat. Nu, trebuie să fim pragmatici, pentru că în transportul oamenii își vede treabă de investițiile lor. ASF-ul. Pe de altă parte, să o luăm așa ca o părere personală până la urmă, că nu putem să-i acuzăm chiar așa până nu știm. Dar în momentul în care te duci la un medic și el știe că tu ai tensiune 15 și spune dă-i înainte cu carne, dă-i cu o tărie la început de masă, de asta nu e premeditat că te duce în altă parte. Poate e doar neștiință, ca deci, să nu zic prostie. Avem statistică, avem oficiul concurenței, avem raportări ASF, avem toate instituțiile, comisii specializate pe așa ceva, pe valori imobiliare, avem niște specialiști foarte buni la BNR, care pot fi doar consultați. Ei n-au fost dreptul... consultați? Adică ei au trimis semnale către aici nu știm, ASF sau că... au stat în banca lor și doar... Bine, nu m-a solicitat nimeni, domne, nu mă bag. Nu am m-am văzut ce se întâmplă, da, da, dar nu m-a întrebat nimeni. Nu stăpânesc foarte bine care este relația dintre BNR și guvern și ASF. Dar dacă își dorește guvernul sau comisia parlamentară își dorește să afle și să cheme un specialist, să știți că din punctul meu de vedere vin, pentru că sunt oameni performanți acolo și se dovedește că după 25 de ani, după 27 de ani avem un sistem bancar echilibrat cu toate atacurile care au fost pe sistem la noi și cu niște bănci puternice pe care nu le-am mai avut, că am omorât Bancorexul, dar totuși am rezistat în piață. Asta dovedește o capacitate de a anticipa posibile șocuri în piață și banii se mișcă foarte serios în ultimii 4-5-7 ani de zile. Ceea ce puteam să anticipăm și aici. Noi ca soluție, adică eu ceea ce am propus de 6-7 ani de zile în ceea ce privește transportul comercial este să legăm, să avem un tarif de referință pe tip de vehicul, pe categorie, așa cum sunt ele definite de Registrul Auto Român, și acolo să vin pe șofer, pentru că și dumneavoastră ca persoană fizică aveți, vă bagă în sistem acolo CNP-ul și spune vârstă, căsătorie, căsătorit, da, fișa medicală și spune ar fi bine să nu-ți mai ierceați sau să vinzi mașina. Mm-hmm. Pentru că îți dă o cotație în care spui nu mai am eu mașină, că e mai mult cotația decât mașina. E mai rentabil să merg, exact, pe jos. E, lucrurile pe care le-am tot propus de-a lungul timpului împreună cu colegii noștri au fost, haide să legăm RCA-ul de individu care este prepusul meu la volanul acelui camion, la volanul acelui taximetru, la volanul acelui autoutilitare, pentru că nu știe managerul companiei ce se întâmplă cu omul ăla, unde se află el în trafic, că nu poate să-i țină volanul și nu poate să știe dacă el nu face o înțelegere cu vecinul, cu cumătra, cu bunica sau cu nu știu ce fată care îi place, să-i strâmbe un pic mașina ca să primească o dezdăunare 5, 7, 10.000 de euro. Dumnezeu știe cât este în afară. Pentru că, din păcate, tocmai aici este disfuncțiunea creată de ASF. Nu-ți pune la dispoziție informația ca, și, bineînțeles, și codul civil nu te ajută să te duci pe persoana, pe persoana vinovată, pentru că șoferul este vinovat. El, prin fișa postului, este obligat să răspundă pentru daunele pe care le produce. Ce am obține în felul acesta? Într-adevăr, pagube mai mici. Și atunci nu s-ar mai putea raporta la ASF. Uite ce daune fac ca să creștem noi tarifele. Pentru că noi nu știm dacă ele sunt 3, 5, 7, 10% cât repește din valoare. Uite ce au făcut, cât au venit afară. Dar nu există un raport curat, să spun așa. La momentul acesta avem vândute polițe în valoare de atât, daunele produse sunt în valoare de atât, atât a fost profitul. Nu există. Și atunci, dacă nu există, pe ce faci calculele? Bun, dar faceți-mă să înțeleg exact, ca să înțeleagă și cei care ne ascultă. Cum se calculează RCA-ul ăsta în cazul transportatorului în momentul de față? Intră în calcul și criteriile astea despre care am făcut vorbire cu individul, da? Nu intră la noi, intră cu compania. Dacă tu ești o companie de transport, deci internațional... Deci individul este exclus, șoferul este exclus, exact, total din calculul, exact, ăsta? Exact. Nu-i ca la mine, șofer... Nu, tocmai aici este problema noastră. Mm. Dacă o companie a avut un șofer, 1, 2, 3 șoferi... Deci, practic, dacă șoferul face nefăcuta, compania îl dă pe șoferii, ai boi de la bicicletă, dar nici în judecată, dar sau nici cum? Nu știi, nici nu știi că ție îți vine malusul. Mm-hmm. Îți vine malus 8, te trezești cum am trezit eu anul trecut, a venit malus atât.
nu știm care șofer a făcut, că nu-ți vine o fișă, nu poți să verifici cine a făcut, unde a făcut, cât a dezdăunat. Deci nu contează decât compania și mașina. Și mașina. Și tu rămâi cu ea. Ăla pleacă la altă companie și tot așa le împuiază pe toate. Da, o anomalie. De datorii. Putem să spunem că poate asiguratorii chiar au un interes să-i trimite vreo 100 de șoferi din ăștia să ne testeze un pic nervii. Și să-i spunească de acolo. Care a fost rațiunea pentru care s-a întâmplat așa până acum? Care a fost gândirea creatoare? Deci de ce nu s-a ținut cont de omul care conduce până la urmă? De ce? Pentru că, vedeți dumneavoastră, dacă putem să tragem pe companii, hai să tragem pe ele. Pentru că ele sunt cele pe care le putem executa. Cu persoana fizică, dacă se adună aici... Ce să iei, da. Nu, dacă se adună aici 100 de trabantiști și stau pe noi, ne sparg geamurile. Cu companiile juridice îi ținem la respect. Trebuie să ne dea judecată, avem un contract, e un pic mai dificil. E o procedură mai... Și împingem datoriile cât putem noi mai încolo. Ei sunt forțați, mai ales având camioane noi în leasing sau cu credite la bancă, că au aceste informații, știu când fac. Zice, el a trebuit să-l miște și trebuie să-mi dea banii, că dacă nu-mi dă, toată lupta, toată piața, zice, minimul este atât în piață. Pentru că sunt minime și maxime. Și tu trebuie să te duci. Unde te duci? Către minim. Și atunci, bun, poliția atunci se vine. Înțeleg. Asta este unul dintre punctele pe care le solicitați. Ce-ar mai fi? Ce-ar mai bine, este fi de îmbunătățit ceea ce s-a solicitat și se pare că s-a și obținut, așa cum spunea Augustin, până nu vede HG-ul ieșit și asumat, este să poți să le iei pe perioade de o lună, de trei luni, ca la întreținere, de 6 luni, de un an de zile. Bineînțeles că bătălia asta am avut-o și pe rovinietă, că la fel ne obliga pe un an de zile, poate miști, poate nu miști mașina sau poate nu o scoți din oraș, atunci n-ai nevoie de rovinietă. Același lucru trebuie să se instituie și aici. Ceea ce nu se dorește, pentru că fiecare stat în stat, cam așa suntem noi, Direcția Circulație, Registrul Auto Român, fiecare vrea să aibă bucățica lor. Este foarte simplu să poți să obții acest avantaj în momentul în care spui așa, bă nene, la momentul în care tu vrei să suspensi, faci o adresă, iei numerele frumoase, te duci, le depui la centru, că va fi al poliției, al RAL-ului, unde va fi, și atunci, fără numele de circulație, n-ai voie să circule, adică nu poți să provești terțului o pagubă. Stai cu mașina acolo, la aia în garaj. Dacă se derumă garajul, ai cască pe ea. Dacă nu ai, e paguba ta. Dar nu te mai mișcă ea pe drumul public. Ceea deci, cred că asta e spăimânta mai mult. Procedura asta, deci cum nu faci e, concret? Nu, bun, nu. Îți iei RCA da, o săptămână. Comparativ dar cum... cu alte țări, mă gândesc mereu, era să spun cu țările civilizate, cu alte țări civilizate, comparativ cu ele, ca structură, ca sistem, ca procesarea volumului de date, nu se pot lua, nu ne putem inspira acolo. Nu că un copy-paste, un plagiat de la alții, că noi ceva? Suntem creatori, nu putem să luăm din altă parte, pentru că acolo lucrurile sunt simple, fundamentate și au practică de 50. Noi luăm de afară numai Mercedes-ul, luăm numai pantofi Adidas, că discutam despre ei, luăm numai lucruri perfecte care arătăm cu ele, dar ceva ce funcționează nu luăm. De ce să luăm? Pentru că ne creează probleme. Vedeți, după ce s-a introdus cardul de sănătate după un an de zile, ne dăm seama că sunt foarte puțin bolnavi în spitale, că medicamentele au scăzut așa dramatic, nu se mai dopează românul, pentru că lucrurile ies la față. În momentul în care am avea un sistem unic de înregistrare și de asigurare și poate să intre toate companiile la ele și simplu să vezi tu pe internet, ba codul șoferului meu că am dreptul, CNP-ul, să văd ce a făcut ăla pe drum. Nu pot să spun, că este secret. Și atunci n-ai cum să controlezi. Omul zice, da, ce mă interesează pe mine? Dă-l în măsa, iertați-mi expresia, că e camionul lui, e patron, are bani, lasă să plătească, mă duc la altul, că nu-mi convine. Și aici am ajuns să ducem în derizorul. Și dumneavoastră, ca RCA, decât să vă plătiți să vă crească malusul, dacă ați atins o oglindă, zice, mă, e 50 de lei oglinda, ia tu 50 de lei, adun documentul și nu-ți mai dea orice au. Și atunci rămâneți pe 100 de euro, pe 200 de euro, ceea ce se întâmplă în celelalte țări care au practică, nu civilizație. Mai mult, am cerut deschiderea pieții de RCA. Adică dacă sunt în Comunitatea Europeană, am dreptul să circul cu capitalul, cu persoana, cu mașina, deci am toate aceste libertăți, asigură-le în condițiile în care... Să-mi fac la alții. Să intre pe piață, da. Să intre pe piață, pentru că oricum, așa cum se și simte, pagubele mari sunt afară, nu sunt în România. Mai mult, mai există și niște probleme procedurare. La Iași, pentru o unghie smulsă, te costă 100.000 de euro, poate la București de 5.000 de euro. Atunci, care este valoarea pentru un incident de genul ăsta? Ca unghia din Iași e mai scumpă. Adică, trebuie să păi, vedem ce... Păi, ce facem, domnule Alexandru? Ne vindem țara? Iar? Nu, că nu ne vindem țara. Păi, favorizăm pe alții? Păi, al nostru, să câștige al nostru de aici din țărișoare. Ce facem acum? Să mănânce și gura lui. Iertați-mi expresia. 4 companii de asigurări, mă gândeam când am văzut prima oară la televizor ce se întâmplă, mă gândeam că e un virus, e o epidemie. Putem să vorbim aici despre o întâmplare sau tot un sistem centralizat? Păi, a fost un sistem care s-a prăbușit la modul păi general. Nu, haideți să ne uităm la aceste companii. Ele au fost deținute de antreprenori români și care antreprenori români au știut ce au nevoie românii.
ei sunt învățați cu Caritasul, să nu uităm Caritasul sistemul de la piramidal, lui. Da. Sistemul piramidal, îl cresc, i-am luat frișca, după care să se năruiască, că nu rămân ca piramidele și restul plătesc. Și de asta n-ați văzut companii mari cu vechime, cu practică, cu prognoză, cu tot ce vrei prinse în acest sistem. Nu sunt. Și clienții lor nu au avut treabă, numai că în piața de transport, în momentul în care ai avut atâtea probleme, s-a prăbușit carburantul, s-a ridicat prețul, piața de șofer nu mai există, ai atâtea lucruri, normal că nu poți să te duci, să spunem, la un preț echilibrat, te duci tu la prețul mai mediu sau jos. De ce? Pentru că cel cu care ai contract spune, îi prezinți indicatorii de cost din prețul de referință pe care tu îl vinzi transportul. Și spune, păi de ce tu ți-ai asigurarea de 10.000 de euro și nu ți-ai de 2.000? Că uite, în piață nu ți-o zic pe aia cu 1.000, cu 2.000. Uh-huh. Motorină, asta este, astea sunt. Salariul, păi de ce nu mergi pe economie, pe minim pe economie și îi dai 3.000 de lei lui salariu? De ce îi dai? Pentru că așa se formează. Și de asta toată lumea presează pe transport, asta reprezint, și lucrurile astea se rup undeva. Ce ar însemna, să spunem, să se unească și șoferii atunci când mai sunt camioane pe piață, spune, da, nu mai merg cu 1 euro pe kilometru, merg cu 10 euro. Deci, păi, așa mă gândesc eu, dacă nu aveți un să puneți marfa, să vi se strice la soare. Vă întreb ceva și pe baza informațiilor pe care le aveți, dar și pe baza flerului. Este genul de situație în care atunci când se sparge cumva buboiul, lucrurile încep să se rezolve, că n-ai ce să faci, sau genul de situație în care, bun, se sparge buboiul, dar trece timpul, vin altele, lumea uită și așa mai departe? Este un joc politic și mă uitam astăzi într-un ziar, nu știu dacă pot să-i dau numele. Și dacă îl deschideți și o să vă uitați, o să vedeți acolo vreo 12 fotografii cu oameni și o să vedeți figurile unor oameni și nici nu trebuie să vă uitați și o să vă dați seama de unde sunt și de unde provin ei, după figurile lor. Și nu sunt psiholog, nu sunt analist pe așa ceva. Ți avea capacități paranormale. Nu, da, tot am ieșit de la examenul de medicina muncii, acum la ora 10. Da, eu întotdeauna m-am întrebat, așa, ca unul care nu prea se pricepe, când mi dădea brokerul variantele respective pentru RCA. La asociația cu tărică, la societatea cu tărică, la societatea cu tărică. De la cel mai mic până la cel mai mare. Și mă întrebam, frate, deci de ce să nu iau eu pe cea mai mică? Că e cea mai ieftină și ca mine, cred că se întreabă o grămadă de lume. Poate ne dați un răspuns. De ce n-ar trebui să optăm pentru cel mai mic RCA din ofertă? De ce ar trebui vedeți, să... Tocmai aici a greșit ASF-ul, voit, zic eu. Pentru că trebuia să lege decontarea RCA-ului de firma cu care tu ai contract. Pentru că așa tu îți cumperi asigurarea de la Cocoru și te duci la magazinul Victoria să te deconteze. La spune, păi nu ești al meu. Și te lasă până vin actele. Păi vă garantez că majoritatea șoferilor, mă rog, proprietarilor de mașină, aleg RCA-ul cel mai mic. Dar să mă Dumnezeu, dacă ți iei BMW, trebuie să ți iei RCA mic. Nu-i normal? Categoric. Da, acolo se vinde, acolo este piața. O altă reglementare care este solicitată de transportatori acum este să fie legat cu cine am contract ăla să mă și deconteze, ca să își rezolve problema cu colegului terț de unde este păgubitul, să spunem. Și atunci eu n-am o problemă. Știu că când fac un contract, am niște condiții contractuale, știu că îți plătesc, nu știu, poate l-am spune, riscul tău nu este de 2.000, nu-i 2.000, e 2.500, perfect, dar în momentul în care am un incident, tu este treaba ta. Nu mă mai plimb pe la toate ușile, nu mai scoți un om, nu mai scoți un camion, un turism. Ce avea? Că fiecare om are, e până la urmă, e dreptul lui și e proprietatea lui. Și într-un fel îți este violat dreptul la proprietate. La casco nu e așa? Păi nu, la casco este... Curmea, casco la mine la camion este mai ieftin decât RCA-ul. Oare de ce? Păi că e un contract între părți, este bine stabilit când ai greșit. Păi da, aia zic, să fie ca la casco. Tocmai aici s-a inversat. De exemplu, noi până în 2007, până când intrăm, aveam RCA pe România și aveam carte verde după ce ieșeam din graniță. Și le cumpăram. Ori le cumpăram din graniță, ori erau firme care vindeau în România RCA pe un an de zile, pe 6 luni, pe 3 luni, după cum voiai tu. Și aveam niște condiții. Se erau acele pachete denumite la noi în care cumpăram. Pentru că la camioane, la autocare, ai și bagaje, ai pasageri, ai marfă de asigurat. Sunt mai multiple asigurări și atunci făceai un pachet complet de asigurări. Ori, la momentul acesta mai există și niște influențe în piață. Sunt zone din această țară unde media pe o companie, să spunem, de camioane este de 2.000 de euro, ceea ce ridică mari semne de întrebare. Cum o companie de asigurări poate să-i dea la 2.000 de euro pe RCA când, să spunem, minimul în piață este de 3.000 de euro? De unde? Cum? Cum s-a ajuns acolo?
Pentru că discutăm, mi-a explicat cineva, domne, dar a venit și cu casa și cu domne, cât să ai, bă, câte case să ai, pentru că intră pe sisteme de decontare diferite. RCA-ul este obligatoriu. Și în niciun contract pe casco ai valoarea pusă 80.000 de euro, aia ți-o de el, îți dă 65-70% după cum te înțelegi cu el. Dar în situația în care ai un RCA, carte verde, acolo scrie foarte clar pe spate. Ai 5 milioane pentru morale, ai 1 milion pentru daune materiale, deci tu ai o expunere de 6 milioane. Mihaela, mă gândeam la ce ai spus tu, să știi că majoritatea oamenilor cumva să recunoaște. În momentul în care ai mai multe oferte, în România cel puțin, tinzi să te duci către cea mai mică, fără neapărat, adică asta va fi prioritară, va prima, după care termenii contractului în planul 2. Nu cred că cei mai mulți dintre oameni stau întâi și studiază fiecare caz prezentat în parte, după care la sfârșit, indiferent de cât... Păi nici n-ai ce studia, pentru că omul ăla îți dă așa o foaie de hârtie în care spune cât e practic suma respectivă, la ăla, la ăla sau la ăla. Da, ce termeni... diferențe, să spunem așa, de pentru pachet. Păi nu știu, mă gândesc că suma justifică totuși niște diferențe. Păi poate ne răspunde domnul Alexandru. Nu cred că justifică. Nu știu dacă aș citi vreodată vreun contract de asigurări. Serios, am avut alte... Vedeți? Alte mi-a răspuns la întrebare. Dumneavoastră știți ce înseamnă să le luați și să le înțelegeți? Pentru că noi ca profesioniști le înțelegem și avem, să spunem, anumite diferende cu asiguratorii. Dar să vină un om care este pictor. Deci eu vă spun așa sincer. Eu mă uit așa la foaia respectivă și dacă nu aleg pe cea mai ieftină, o aleg pe cea care are cea mai bună faimă în piață, adică dă banii cel mai repede, da. Mă rog, de care am referințe. Un antet colorat frumos, cam atât, la știi? Fel. Da, cam da, da. După asta mă iau. Deci... Bine, deci contractul în sine, care e cel mai important, de fapt oamenii, nu, pictorul nu prea citește. Bine, am dat un exemplu pictorul. El, ce se întâmplă? Din nou revin la ASF. El este reglementatorul din piață al acestui lucru. Cetățeanul trebuie să fie protejat. Pentru că nu trebuie să fii expert juridic, să-ți iei un avocat ca să-ți iei un RCA. Lucrurile acolo trebuie să fie foarte simplu definite. S-a întâmplat un incident, în 30 de zile mor, că puți-i banii, nu știu cum e. Este ca și cum acest RCA ar trebui să treacă. Dom'le, cât e contractul în care trebuie să dea? 90 de zile. Atunci eu ți-l folosesc ca un cec să-mi decontez. M-am dus frumos, le-am băgat în bancă pe conturile tale, nu mai dai banii, te-am blocat. Și atunci să vedeți cum se mișcă lucrurile. Dar cum, care e termenul prevăzut de lege? Este de la, după ce ai toate documentele, în 30 de zile să-ți dea bani. După ce ai toate documentele. Dar el mereu poate să-și ia un document. Că nu spune ce document de la 1 la 10. El spune, stai că aici n-ai pus o virgulă, ai uitat să-mi aduci certificatul, poliția nu mi-a trimis raportul, n-aia, vezi că n-a venit a 4, vezi că e pe stânga, pe dreapta. Și atunci tot tergiversează. Și până la urmă te lași pe gubaș, dacă n-ai o pagubă mare, ai o glindă spartă, ai o crăpat un parbriz, lasă, mă auzi la ăștia de 5 ori, dau 4 milioane, mi-e schimb. De asta și... se și mizează? Exact, pentru că este o practică. De ce? Pentru că cele ușoare sunt cele mai multe. Și nenorocirea care este? Ei n-au mers pe valori în momentul în care stabilesc daunalitatea. Au mers pe incident. Dacă ai zgrial unul un pic mașina și ai dat RCA, ai un incident. Ai două puncte. Ai zgriat a doua, ai rupt o oglindă, ai mai îndesat un pic. Deci practic unul care doar și-a zgriat mașina e un incident. Similar cu unul care a răsturnat tirul în... Absolut. Incident. Absolut. E incident. Mm-hmm. Păi să faci un proces verbal. Dar n-ar putea să fie nenorocirea aia cu tirul răsturnat și ăsta să fie așa un simplu incident și să fie tratate diferit? Tocmai aici este să luăm valorile. Mm-hmm. Pentru că aici sunt lucrurile ascunse. Eu nu știu ce decontează, nu știu ce înțelegere al. Că totul se face pe contul tău, dar fără ca tu să știi. Și este... din punctul meu, o violare a dreptului de informație, a bunului tău, pentru că orice companie este bunul acționarilor. Ori își bagă frumos mâinile în buzunarele tale, pentru că tu ești prins la mijloc. Și acum voiam să completez ceea ce spuneați de contracte și ceea ce înseamnă educația română. Păi hai să ne uităm un pic ce a fost cu casele. Hai când îți iei un RCA, ți-i un RCA, că se dau 6-7 milioane pe an. Dar hai să vedem ce s-a întâmplat cu casele, unde a ieșit un scandal monstru, pentru că oamenii s-au uitat în contracte. A fost bine când și-a luat în 2007-2008 în franci, în ce a vrut omul pe piață și acum vrea ca francul să nu mai fie franc, să fie leu. Și în contractele respective, da, cam era specificat exact. Înțelegeți? Sau erau și specificate condițiile ulterioare. Sau să ne ducem pe ce făceau casele de schimb. Cursul 4 lei pe 1 euro și mic acolo, un comision micus de 10%. Și spuneai, păi de ce îmi dai 3,60 lei? Păi scrie acolo. N-aș citit? Întrebarea obișnuită, dar n-aș citit? Adică hai să punem
tot ce este mare. Să citească și omul care n-are ochelari la el. Asta e o hibă generalizată la noi. Și băncile, probleme și cu băncile. Dar asta este autoritatea care trebuie să te facă. Adică am făcut semafoare în care pentru orb ai indicator, ai semnal acustic. Anunță-l pe om, protejează. Și apropo, pe modelul occidental, la noi preluat mai târziu, în alte țări ale lumii, din ce în ce mai mulți oameni au început să câștige procese cu bănci, deși exista un contract semnat și de bancă și de persoana respectivă, pentru faptul că omul era depășit de anvergura contractului, el a dat în judecată banca și a câștigat pentru că nu a înțeles contractul. E adevărat, dar un om cu nervi tari. Drept care, ideea aceasta să încarci cu informații elevate un contract și omul să, pentru că are nevoie. Nu e o chestie opțională. Da, să profite... Să semneze, vine cineva, îți explică îmbrăcat în costum și în mod evident, nu neapărat că ești păcălit, dar nu înțelegi contractul, nu ești specialist. Tocmai de aceea, exact cum spuneați, cred că e, să spunem așa, concluzia emisiunii. Omul normal trebuie protejat în primul rând. Dar pentru asta plătește taxe. Da, de la asta se pleacă în continuare cu orice fel de construcție logică. Deci eu trebuie, la orice ghișeu mă duc, trebuie să fiu protejat. Chiar dacă nu știu. Adică la momentul acesta avem o grămadă de oameni care nu mai merg la școală. Ei au niște bani să duc să citească, dar ei nu știu să citească. E vinovăția lor? Eu zic că nu este a lor, au și ei culpa lor. Dar administrația, pentru că ei dacă trăiesc, plătesc niște taxe. Dacă ei sunt neștiutori de carte, înseamnă că nu-i protejez? De ce le cer votul? Și sistemul civilizat în orice țară trebuie să integreze omul, nu omul să stea se chinuie, să se integreze în sistem care undeva acolo sus și vii tu cu o aplicație că poate te primesc. Dacă ați observat, natura și-a creat propriile ei reguli. La munte apa se duce pe vale și se tot duce la vale inerțial. La mare, fluxul și refluxul creează plaje, se duce și se întoarce. Și în România la fel, da. Și în nu, la noi este invers. Apa urcă sus pe munte, în multe cazuri, se creează bariere artificiale, tocmai că omul ăla să nu înțeleagă nimic, când lucrurile pot fi foarte simple. Dar dacă sunt foarte simple, nu mai are nevoie să te consulte unul, să te ia unul de mână, să te treacă strada, să-ți arate, vezi că aici ai greșit, tu n-ai văzut ce spune în articolul ăsta, știi care este de fapt definiția acestei formulări bancare pe care n-ai auzit în viața ta sau acestei formulări în cazul asiguratorilor, că ei au o altă interpretare, că e de specialitate. Mihaela, când ai citit, acum te întreb așa, ca paranteză, când ai citit, la modul sincer, ultima oară, cu atenție, orice formă de contract? Să lăsăm clipele astea de sinceritate pentru alte momente. Bun, deci acum stăm în felul următor. Ia mai uite-te în hârtiile alea și vezi ce spune onor guvernantul, în speță domnul Cioloș. Mie îmi pare foarte rău că n-am reușit să găsim un reprezentant de la o societate de asigurări, ca să ne spună punctul de vedere. Pe de altă parte, așa din câte am mai citit, am văzut cam ce spun ei. Cum că dacă un transportator, dita mai tiru, are un accident undeva în lumea asta cu daune majore, dacă se răstoarnă camionul în râu și râul ăla mai e și poluat, păi atunci ei vor trebui să plătească cât... Este fals. Și acum... Din păcate trebuie să ne ducem la evenimente tragice. Pentru ca să creeze o stare de emoție în Franța, nu s-a folosit dita mai tiru, s-a folosit un camion normal de 10 tone. Deci gândiți-vă ce înseamnă ca o mașină cu o putere, un motor de 200 de cai putere. Care era al unei firme. Vreau să vă spun altceva. O mașină puternică, 200 de cai putere, luată din Bulgaria, care nu mai are suspensie, nu mai are frâne, s-a urcat tânărul în ea și apasă pe accelerație și zice că zboară la 200 la oră, intră în două microbuze de copii care așteaptă în fața școlii. Pentru că sistemele care sunt pe camioane, pe autocare, pe toate vehiculele utilitare, sunt sisteme de protejare. Nu poți să depătești viteza pentru că electronic este limitată. Șoferii merg și își fac analize psihologice, își fac analize medicale periodice, da. Să uită patronul la ei, că nu poți să-i dea la oricine bun să plece cu ea. La momentul acesta avem o grămadă de camioane pe dreapta din toate tipurile, la 3,5 până la cele mari, pentru că nu mai avem oameni pregătiți. Decât să ai o belea, îl ții pe dreapta, plătești pentru el taxe, decât să lași să se întâmplă un dezastru. Noi suntem responsabili și de proprietatea noastră, ceea ce nu înțeleg oamenii, pentru că ce face omul cu mașina lui, vrea să intre în zid, e treaba lui să intre în zid, dar în momentul în care tu îi dai proprietatea, sunt companiile de transport, au doar camioane, au doar microbuze, au ceea ce au ei, autocare, au ei, n-au sedii, n-au pământ, n-au blocuri.
n-au altceva decât alea. Atunci își aleg oamenii cât de bine pot ei din piața asta și au grijă. Ei urmăresc pe telefoane, pe GPS-uri, pun tot ceea ce pot ei ca să protejeze. Ca să micșoreze riscul, exact, de fapt, exact. Să minimalizeze riscul. Adică nu trebuie să ne ducem în derizoriu. Oamenii ăștia trec prin niște sisteme de educație, de instruire profesională. Da, hai să auzim și ce a spus astăzi domnul Dacian Cioloș. Soluția cea mai bună și cea mai rapidă pentru a rezolva această problemă care încă o dată trenează și care riscă să pună în dificultate sectorul transportatorilor din România, am decis să venim cu o propunere de ordonanță de urgență care include foarte multe din propunerile făcute de transportatori și care au fost discutate cu ele. Cred că din circa 14 propuneri, 12 se regăsesc în acest proiect de ordonanță. Deci promisiunea există, pe de altă parte, după cum spuneam, se cere și demiterea șefului ASF, acuzat de, cum să zic, sau mă rog, acuzat că ar fi permis companiilor de asigurări să crească nejustificat tarifele. Premierul a mai spus că ordonanța asta va cuprinde posibilitatea ca RCA să poată fi încheiată pe o lună, că de fapt cu asta pornisem la drum, dar și ca această poliță să fie suspendată în cazul firesc în care proprietarul mașinii rămâne fără permis sau vehiculul este imobilizat. Sau auzim ce spune și domnul Vasile Ștefănescu, președintele Confederației Operatorilor și Transportatorilor Autorizați. În ordonanța de guvern astăzi va apărea înghețarea tarifelor pe 6 luni la valoarea daunalității, exact cum au cerut toți transportatorii. Vom discuta, vom da un comunicat de presă după amiază referitor la protestul de mâine. Nu putem lua o hotărâre în acest moment referitor la protest, dar, în principiu, ținând cont că guvernul și-a respectat toate angajamentele, presupun că semnalul într-adevăr va fi că mâine nu se va ține protestul, cel puțin noi membrii Cotar. Nimeni nu poate să calculeze un preț astăzi, prețul va fi calculat de ASF, dar vă spunem la valoarea daunalității. Prețul de referință rămâne în textul ordonanței, rămâne exact cum a trecut și ieri de Senat. Per total am câștigat un lucru bun atât pentru transportatori cât și pentru cetățenii posesori de auto. Pe de altă parte, domnul Hagiu, am auzit, a spus că nu se mișcă de acolo până când nu vede cu ochii lui ordonanța respectivă. Deci, în 2008 am condus o mișcare patronală care s-a soldat cu blocarea centurii, aveam la altul și pe Augustin. La momentul acela a trebuit să facem balet și până nu am obținut comunicat de presă de la premierul din acea perioadă că ne vom întâlni și vom discuta cu el, nu am cedat până la capăt. Deci baletul este cheia. Aici da, baletul, dar să poți să faci lacul lebedelor. Deci atunci nu au ținut comunicatul de presă, acum înțeleg că nu mai e suficient deci, comunicat de presă. Și într-adevăr ne-am întâlnit cu jumătate din guvernul tăricianu. După ce am negociat mult și am stat pe centură și a fost un ministru Tobă, mi-a deschis un dosar penal, că nu știu cine de la Vaslui n-a ajuns, dosar penal care s-a închis cu NUP în ianuarie. Deci dacă e bine să spuneți chiar așa, poate vă ascultă 2009. Soția că a stat pe centură, adică e mai... Da, păi da, știa că sunt pe centură, pentru că mă bronzasem și... Nu pierdeți! Am reușit totuși să avem o întâlnire profesionistă cu jumate din cabinet, într-o formație de 4 oameni din rândul transportatorilor, al patronatorilor și cu jumătate din guvern și cu responsabile de la taxe. Una serioasă care a produs niște efecte. Pentru că dacă stăm și balansăm, ba este, ba nu este, tocmai asta creează politicul, fisură. Și dacă au despărțit grupul și n-au ținut unitar, deja... Nu mai este în regulă. Acum e grupul ăsta? E compact așa sau... Eu nu mai am participat de vreo câteva luni la întâlnirile lor. Nu știu foarte bine starea. Până acum au fost uniți pentru că s-au manifestat, au fost în regulă, a pus presiune, dar presiunea vine din rândul membrilor, pentru că unul, doi lideri, dacă nu au membri în spate, nu mai sunt lideri. Și cred că poziția lor ar trebui să fie în continuare fermă și chiar să vină mâine, pentru că altfel dacă nu dai dovadă de seriozitate și nu te poziționezi serios, mai târziu oamenii din politică care au experiența negocierii, ce las că le mai dăm un zăhărâl și ei își văd de treabă, că au alte lucruri de făcut. Să reamintim că după ora 5, important pentru ascultători și asta, vom primi afla cu toții, vom avea un comunicat vești oficial cu updatarea informațiilor. De unde vin mașinile astea? 5.000, nu? Parcă așa au fost date. Sunt de unde foarte vin? Multe. Sunt în jurul Bucureștiului, pentru că până la urmă principalul motor al economiei este Bucureștiul. Și adică dacă... nu le aduce și la
de la Șimleu Silvaniei, să facă o călătorie până aici. Nu fac parte din grupul de organizare, și, dar din, așa cum îi cunosc pe băieți, sunt organizați și să știți că ardelenii, cât și moldovenii, sunt oameni hotărâți atunci când și-au pus în cap lucrul ăsta. În zona, să spunem, a Olteniei e puțin mai subțire coagularea asta, că e vinul mai subțire. Dar în partea cealaltă, moldovenii, ardelenii și zona asta din zona Bucureștiului este foarte puternică și ei... Aveam altă părere despre Zyber. Da, mai ales Zyber-ul că... la volan, iar da, e prieten mare cu volanul. Mai ales că se apropie și culesul strugurilor de Zyber. Ce credeți? Ce pronostic dați? Haideți că facem ca la fotbal. Opinia mea este că acest guvern va găsi soluția de compromis. Dar totul rămâne una de provizorat? Păi totul rămâne prin legiferarea Parlamentului. Doi, de compromis azi... înseamnă bună neapărat? Că o soluție de compromis poate să împace pe toată lumea, dar să nu rezolve situația. Din păcate, acest guvern nu poate să consolideze pentru că nu este un guvern politic, este unul tehnic. Trebuie depolitizat ASF-ul. Sunt niște persoane acolo care trebuie să-și ia rămas bun de la ASF și să aducă niște profesioniști care să știe. Piața trebuie deschisă de asigurări. Dacă eu cu poliția mea merg în Anglia, poate să vină un englez să se... să respecte legislația din România, să-și deschidă un punct ca să dea drumul la sistem de asigurări. Cu cât piața va fi inundată, cum avem portocale de peste tot, cum avem din Peru, mere și tot ce vrei, păi vin nu mai din Chile, avem, domnule Alexandru, pentru că a intrat legea aia în vigoare cu 51% produse românești. N-a intrat în vigoare și dacă doriți vă spun două minute și despre lucrul ăsta ceva, pentru că sunt implicat în acest sistem, n-are cum, pentru că tu n-ai standardizate ambalaje. Degeaba vine țăranul, în hipermarketul nu o să vină să-ți verse plasa pe acolo. Fiecare, unul face 30 de kg, unul 50, ori piața vrea mereu să aibă raftul plin. Când stabilești care este nivelul de 51% pe raft? Dimineața, la prânz, seara, cum evaluezi? Și pe ce? Pe Bob? Așa poți să vii cu mazăre. Ce tip de? Pentru că nu poți să intre în circuitul public dacă nu ai certificate fitosanitare. Nu vă poți mai chemăm dacă o dată la subiectul ăsta. Ăsta este unul iar făcut populist pentru că trebuia să vadă structura, cât consumă românul, avem capacitatea să producem, dacă punem 51 și o să punem lanțurile de magazine, nu mai luăm legume în fructe, nu ne interesează. Și punct și la revedere. Dar nu suntem în situația asta? Ba, da, în care supermarketurile acum să fie obligate să aibă în pe raft, păi da, și 51%? Da, și soluția va fi că nu vor mai comercializa. Pentru că nu o să aibă nevoie să vină toată lumea să ia la întrebări. Gândiți-vă o organizare logistică de hipermarket ce înseamnă. Pe de altă parte, poate n-ar fi rău. Deci s-ar dezvolta și piețele noastre agroalimentare mai... într-un ritm am mai... Am văzut cu produse de lingerie intimă. Asta avem noi în piețe, din păcate. O să și ne certăm în emisiunea cu subiectul respectiv, Zodan, da, o să ne certăm. Mie îmi place mărul din bătătura țăranului român. Ce fac? Unde îl găsesc? Păi nu în bătătura țăranului român, exact acolo deci unde ai spus. Și aș vrea să nu fac atâta drum, să-l iau și eu de la o piață, de la un hipermarket. De da, ce dar nu, la hipermarket că... mărul ăla care vine într-o altă țară, pe care îl vezi, e cât pepenele. Eh? E adevărat că are gust de cu totul altceva, păi vezi, dar arată păi minunat, vezi, dar estetic nu este merg superb. Pe estetic, deci nu merg, merg pe alte criterii. Pentru mine prioritar e gustul. Cel, vreau mărul ăla, de unde îl iau, domnule Cel mai Alexandru. Bun măr era cel mi pe care... Mi l-aduce tot transportatorul cu RCA-ul reglementat sau nu de la... Acum, dacă m-ați întrebat, vă dau un răspuns al unuia care cunoaște. Merele din România sunt de fapt... aduse din Polonia, marea parte din ele, din păcate, dar cel mai bun măr este cel pe care îl furam de la vecinul de peste gar și mă urcam eu în măr și poate mai și cădeam. Unde din locuiește el, dar... exact vecinul acesta? Deci tot pe furtișacuri, merge da, da, da. Tot pe furtișacuri, așa mai bine. Din păcate s-a demolat zona da, din București unde mergeam la vecinul și toate celelalte. Deci sunt lucruri serioase și cine se apucă să arunce aceste fumigene nu... consolidează. Tocmai ce vă spuneam, de ce lucruri simple dacă putem să le facem complicat? Creăm o întreagă tevadură, dar nu avem soluția. Hai să vedem ce avem nevoie, ce putem să facem și pe urmă ne apucăm să construim. Și ne întoarcem la previziuni. Până la urmă, cred că, apropo de răspunsuri concrete, greu de dat în această situație, pentru că nu știm ce o se întâmple, dar cum credeți, și din Omer pe Fler, cum credeți că se va rezolva, sau mă rog, în ce direcție va aluneca această problemă? Deci, în primul rând, nu se va rezolva pentru că nu poți să circul pe drumul public fără RCA. Deci nu poți să spui că, domne, am oprit apa la robinet, mă duc și iau de la vecinul de la puț. Nu există. Ești obligat să o ai. Dacă nu ai, ești în culpă și ai o responsabilitate uriașă. 2. Nu poate guvernul să spune că îngheață, pentru că el ce poate și nu are timp, pentru că dacă ați observat ce a spus, ASF-ul va pregăti. Păi dacă datele încă nu sunt publice, el poate să-și spună așa. Eu am o daunalitate de atât, dar de anul trecut cred eu că o să mai vină cam atât. Cine poate să justifice
acest calcul. Sunt speculații, nu sunt date concrete. Ce se poate face cu adevărat, și dar asta profesioniști, nu cei câțiva care sunt până ASF, care n-au nicio treabă cu piața asta de asigurări. Putem să luăm din marile companii din România de asigurări, care stăpânesc această piață, din țările de unde provin, de origine și unde au sucursale, fac o medie și spune, domnule, în piața voastră, așa cum sunteți voi, să zicem, voi sunteți categoria Ț. Nivelul de responsabilitate în conducere este cam ăsta. Cam ăsta a fi pe grupul de turism, pe grupul de peste 3,5 tone. Cam ăsta este un preț de referință pe care ar trebui să-l aplicați. Preț de referință. În intervalul ăsta, plus, minus, atât la sută. Dar de ce n-au așteptat transportatorii până după alegeri, când aveam un guvern politic care putea să ia toate deciziile, să vină atunci cu... camioanele. Da. Pentru că, din păcate, după vara asta, mai liniștită, presiunea a început să apară pe tarifele RCA, pentru că așa s-a întâmplat. În general, cam toamna îți și adun recolta, investițiile în camioane s-au făcut cam toamna, toamna îți vine RCA-ul anual, toamna schimb licențele, cam toamna vin cam toate. Și atunci este firesc că această presiune a crescut. Nu neg și faptul că există și o dorință a unor, poate, politicieni să iasă în evidență, dar ceea ce este cert trebuie făcută și nu președintele Mișu Negrițoiu este omul de schimbare acolo. Este un om de echilibru și care are o carieră consacrată. Pe de la plus, aparte și asta cu schimbatul, mie mi se pare așa, foarte convenabilă pentru ambele părți. Adică omul ăla care a stat în fruntea autorității respective, dacă știa care e situația, dacă în loc să vindece bolnavul l-a împins la groapă, păi să plătească, nu doar să plece. Cineva... Adică varianta asta cu demiterea și atât mi se pare. Știți ce îmi spunea cineva ieri? Zice, de când a venit Mișu acolo, a început și multe buzunare s-au cusut. Pentru că anumite companii, dacă au ieșit din piață, nu mai este aceea lichiditate. Că exista un exces de lichiditate care se ducea până mai multe buzunare. De asta am spus, e bine și parchetul să-și arunce un pic un ochișor pe acolo. Că este o piață de aproape 1 miliard de euro și care pune și riscă ca să perturbe o piață, de fapt a perturbat-o, în care serviciile din transport au ridicat această creștere economică și contribuie fantastic de mult la tot ceea ce se mișcă. Să nu uităm că avem o piață de 8 miliarde de carburanți, din care jumătate se duc în accize, în taxe către bugetul de stat. Avem investiții în camioane, avem o forță de muncă și sunt peste câteva sute de mii de oameni care lucrează în industrie. Asigură tot ceea ce este necesar pentru o economie ca să funcționeze apropo normal. Apropo de omul de rând care beneficiază și are dreptul la necazuri, cum s-au potrivit aceste probleme cu companiile de asigurări, cu RCA-ul și cele cu agențiile de turism? Adică așa era, să vină toate pachet cumva, un necaz dacă vine singur, parcă n-are farme. Da, sita cerne și se vede atât în turism, atât în asigurări, se vede oamenii serioși care au făcut investiții și au o poziție corectă în piață, au venit să facă din asigurări, nu te îmbogățești astăzi. Trebuie să ai timp, să faci investiții, să ai o cultură în piață, să dai exemple pozitive, să dai exemplu de bună practici. Dacă să ți-ai asigurat clientelă și așa. Sigur, mai departe. Sigur, dar tocmai de asta. Și încredere. Sper ca în măsurile pe care premierul Cioloș le-a anunțat să fie legarea poliției de dezdăunare cu asiguratorul care tu ai în contract, să fie cea periodică, pe o lună, pe trei, să ai dreptul să-ți iei pe cât vrei tu. De asemenea, pentru că unul și-a pleacă mai în vacanță la mare cu mașina, păi și-a pe o lună și asta este, nu doare capul, nu trebuie să stea 12 luni cu ea. Să fie corectă daunalitatea, să știu dacă n-a făcut o înțelegere pe caz. 2. Să fie legată de CNP-ul fiecărui conducător auto, indiferent că este persoană juridică sau fizică. Se folosește un preț de referință el pe categoria. Volan, el e responsabil. El răspunde, ca să nu mai fie culpă, pentru că tu nu știi ce faci ca proprietar. Să nu uităm că statul este prezent în fiecare companie de transport. Prin impozitul pe vehicul, prin impozitul pe profit pe care îl plătește. Și prin impozite pe salarii pentru fiecare salariat pe care le plătește. Stimabile, mii de mulțumiri pentru răspunsuri, pentru ascultătorii noștri și pentru noi. Mihaela, a fost domnul Ion Lixandru, vicepreședintele Asociației Române pentru Logistică, pe care sperăm să-l mai avem la o altă discuție, cea cu mărfurile. O să fie în sistem ceartă. Abia l-aștept. Altă savoare. Mi-a făcut savoare. Plăcere pentru că a fost relaxat, dar sper că am atins și subiecte serioase. Categoric, mai serios decât atât. Cu greu găsești. În orice caz, eu sper să fie liber în Piața Victoriei mâine, să nu fie niciun... Eu sunt pentru ca bucureștenii să înțeleagă și să-i accepte pe transportator că va fi în beneficiu tuturor. Ei trebuie să nu cedeze, să fie acolo, să fie prezent. Dar poate nu-i cazul, domnule Alexandru, poate se rezolvă situația. Am experiența tuturor. Nu trebuie să slăbească
exact ca la pește, noi nu, da. Trebuie să-l ții în firul întins. Și așteptăm update-ul de după ora 17, bineînțeles. Mulțumim frumos, să aveți o zi pe gustul vostru și orice ar fi, nu puneți la inimă, nu merită. Rămâneți pe București FM, BFM cu Andreea Bratu, începând cu ora 15. Ceau! București FM, știrile care-ți vin la fix și genul tău de muzică.